Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, și ministrul Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace, domnul Ivan Korčok. Excelență, domnule ministru, aveți cuvântul. Stimate domnule ministru, dragă Ivan, bun venit încă o dată la București. Mă bucur foarte mult că efectuați această vizită în România, care este prima vizită a dumneavoastră de la preluarea mandatului de ministru al afacerilor externe și al afacerilor europene. Am avut astăzi discuții foarte consistente, foarte bune, pentru că relația dintre România și Republica Slovacă este o relație excelentă. Există numeroase oportunități, numeroase elemente de construcție despre care am discutat astăzi. Dincolo de legătura istorică, de legătura foarte strânsă de prietenie, avem un dialog într-adevăr substanțial, frecvent, atât la nivel înalt cât și la nivel de lucru. Prim-ministrul României și prim-ministrul Republicii Slovace au avut recent o discuție telefonică foarte bună, tocmai v-ați întâlnit cu primul ministru al României. Sperăm ca dialogul dintre noi să se intensifice tot mai mult în perioada următoare. Aș dori de la început să exprim recunoștința României față de autoritățile centrale și locale slovace și față de poporul slovac pentru modul exemplar în care partea slovacă cinstește memoria militarilor români care au luptat pentru eliberarea teritoriului slovac în timpul celui de-al doilea război mondial. În cadrul discuției noastre am avut prilejul să abordăm atât stadiul relațiilor bilaterale, dar și o serie de teme importante de actualitate de pe agenda europeană, internațională și de securitate. Am exprimat convingerea că în ceea ce privește relațiile noastre economice vom reuși să creștem nivelul atât al schimburilor comerciale cât și al investițiilor reciproce. De altfel, în 2019 aveam deja un nivel record de 3,4 miliarde de euro schimburi bilaterale. Anul trecut, în ciuda pandemiei care a afectat într-o anumită măsură nivelul relațiilor noastre economice, am avut aproape 3 miliarde de euro schimburi, ceea ce este foarte important. Am discutat despre modul în care putem să creștem cooperarea noastră bilaterală foarte bună la nivel sectorial, în domeniul educației, în domeniul muncii, în domeniul afacerilor sociale, afacerilor interne, în domeniul apărării. Sunt convins că vom putea și în continuare să găsim noi oportunități de dezvoltare și proiecte comune. Îmi face de asemenea plăcere să constat că protecția acordată de România persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv celor care aparțin minorității slovace din România, se reflectă în integrarea foarte bună a etnicilor slovaci în societatea românească, minoritate care reprezintă un veritabil pod între cele două state. Salut în același timp integrarea foarte bună a cetățenilor români care trăiesc în Slovacia, în societatea statului dumneavoastră. Am discutat cu domnul ministru și despre efectele crizei pandemice, despre provocările fără precedent pentru întreaga lume, dar și pentru economiile și pentru societățile noastre, un context care pune în evidență mai pregnant decât oricând importanța coordonării strânse la nivel european. Și este foarte important că avem un efort coordonat în ceea ce privește obținerea și livrarea de vaccinuri, pentru că fără îndoială, dacă nu ar fi existat un astfel de efort coordonat de către Comisia Europeană, cu siguranță lucrurile ar fi stat mult mai prost din punctul de vedere al asigurării sănătății populațiilor noastre. Vom mai discuta de altfel și pe parcursul dejunului de lucru despre multe alte teme. Am discutat deja despre o parte dintre acestea, cum ar fi de pildă importanța inițiativei celor trei mări. Este o platformă regională foarte importantă la care ambele state participă și unde România este interesată de promovarea de proiecte strategice de interconectare, de exemplu despre calea ferată Constanța-Gdansk, Rail to Sea sau Via Carpatia, care implică ambele state, România și Slovacia. Am discutat și vom mai aborda și aspecte care țin de refacerea rapidă a economiilor noastre cu sprijinul Uniunii Europene. Mă refer aici la importanța
aplicării cât mai curând a cadrului financiar multianual și a planului de relansare economică. Am amintit deja și vom mai aprofunda în cursul dejunului de lucru aspectele care țin de conferința privind viitorul Europei, care este un foarte bun prilej pentru a fructifica lecțiile învățate în timpul acestei crize pandemice, o oportunitate foarte bună de a avea dezbateri aplicate cu cetățenii europeni, pentru a reuși să găsim soluții pentru o mai bună integrare, pentru a aduce Uniunea mai aproape de cetățeni, pentru a asigura prosperitatea și securitatea de care cetățenii europeni au nevoie. Am abordat și aspecte care țin de vecinătatea noastră. Sunt deosebit de interesat de ceea ce domnul ministru ne va spune în legătură cu turneul pe care l-a efectuat în Balcanii de Vest, pentru că atât România cât și Slovacia sunt state care susțin aceste țări, susțin procesul de extindere a Uniunii Europene, perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, care este de altfel singura opțiune solidă pentru pace, pentru stabilitate, pentru bunăstare pe termen lung în regiune și de asemenea pe continent. De asemenea, am amintit despre provocările din vecinătatea estică, mai ales cele care se referă la Republica Moldova și am menționat susținerea României pentru eforturile de reformă democratică și pro-europeană ale noului președinte al Republicii Moldova. Nu am putut să nu discutăm de asemenea și despre relația dintre Uniunea Europeană și Rusia, de altfel, peste doar câteva zile, pe 22 februarie, la Bruxelles, vom discuta în cadrul Consiliului Afaceri Externe despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Cu această ocazie vom discuta despre întregul context care s-a creat în ultima perioadă în relația dintre Uniunea Europeană și Rusia. După cum cunoașteți, România a condamnat reținerea la întoarcerea în Rusia a opozantului politic Alexei Navalnei, apoi condamnarea acestuia. Nu am putut să nu constatăm faptul că modul în care a fost organizată vizita înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate al Uniunii Europene, domnul Borrell, modul în care a fost organizată conferința de presă care a urmat discuțiilor de la Moscova, inclusiv expulzările de diplomați europeni care au avut loc în timpul acelei vizite, toate aceste aspecte ne arată că Rusia este mai degrabă angajată pe o poziție de confruntare cu Uniunea Europeană decât una de deschidere, decât o poziție de deschidere. Și vom aborda toate aceste aspecte în cursul discuțiilor noastre de luni din cadrul Consiliului Afaceri Externe pentru a trage concluziile care se impun și pentru a lua măsurile care sunt necesare. De asemenea, vom mai discuta în cursul dejunului nostru de lucru și despre relația transatlantică. România și Slovacia sunt state care susțin o relație transatlantică puternică, solidă, mai ales în actualul context în care există o nouă administrație la Washington care dorește nu doar repararea acelor aspecte care au fost deteriorate în ultimii ani, dar de asemenea o întărire, o consolidare, o aprofundare a relației transatlantice, pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, avem o singură comunitate de valori și de securitate pe cele două maluri ale Atlanticului, care este extrem de importantă pentru securitatea și prosperitatea noastră. Cu siguranță vom putea să discutăm și despre securitatea flancului estic al NATO. Mai sunt multe alte teme pe care le avem pe agenda. Un ultim element pe care la care aș vrea să mă refer, am amintit în discuția noastră și despre măsurile restrictive care au fost adoptate recent la graniță de către autoritățile germane și care au afectat în ultima vreme în special transportatorii, inclusiv transportatorii români. Doresc doar să vă informez că Ministerul Afacerilor Externe a întreprins deja demersuri, atât în plan bilateral, pe lângă Ambasada Germaniei de la București. De asemenea, Ambasada României la Berlin întreprinde demersuri pe lângă autoritățile germane pentru a vedea care sunt soluțiile pentru remedierea acestor blocaje în cel mai scurt timp. Au fost de asemenea efectuate demersuri pe lângă Comisia Europeană și de asemenea vă informez că Ambasada României la Praga este în dialog cu autoritățile cehe în vederea asigurării unor soluții
care să permită fluidizarea traficului la frontiera cu Germania. Misiunile noastre, atât de la Berlin cât și de la Praga, sunt pregătite să acorde sprijin consular specific celor afectați de aceste măsuri. Vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului ministru pentru deschiderea pe care a manifestat-o în privința tuturor aspectelor care s-au aflat pe agenda noastră de discuții. Încă o dată a fost o discuție excelentă, vom continua de asemenea în cele două ore care urmează. Domnule ministru, dragă Ivan, aveți cuvântul. Thank you very much and good afternoon, my dear colleague, Minister dear Bogdan. First of all, many thanks for having me here today in Bucharest and for hosting me. I am very pleased that I finally made it to come in person to Bucharest. We have planned my visit earlier, at earlier stage, but it's not possible because of the pandemic situation. But I'm pleased I'm here today in spite of the fact that the pandemic situation, unfortunately, in Slovakia has further worsened. So we're struggling with that. We have a very high number of people who are hospitalized. We still cannot break the curve in the increasing number of those who are infected. The only solution that we see in Slovakia is a combination of lockdown and limitations to our public life, and we hope a speedy vaccination. I agree entirely with what my colleague has said, that this is an important moment for Europe because the collective effort and our ability to acquire and order and provide a safe vaccine, I think we will find finally a successful exit of this pandemic, which has been the worst threat that humankind has experienced since the last 100 years. I'm very glad that I'm here today to confirm excellent bilateral relations between Romania and Slovakia. I subscribe to everything what Bogdan has said. Two, I'd like to say that this closeness is based also on historical cultural ties, important events from our history. Romania enjoys a high reputation and positive sentiment in Slovakia, because it was Romanian troops, 240,000 of them, who have had a substantial share and contribution to liberating territory of Slovakia during the Second World War, and 10,000 of Romanians have lost their lives when liberating Slovakia. That will not be forgotten. Two, in 1968, which is a gloomy part of our history, Romania has not participated in the invasion of Warsaw Pact troops, and we thank you so much also for agreeing to restore a statute of a leader of 1968, the famous Alexander Dubček. That all together not only is an evidence for good political cooperation, but those are the signs of once again positive sentiment between our countries. Indeed, we are members in the EU, we cooperate on a lot of issues. In addition, we are allies within NATO. I find this dimension of our bilateral relations extremely important. I have confirmed and reiterated when I met earlier with your Prime Minister as well, Slovak support for Romania's accession to the Schengen area. It's long overdue because it's been, you know, for many years that you fulfilled all criteria for that, and I call on all to finally agree on accession of Romania to Schengen area, which should strengthen, I believe, the Schengen area. And two, we support Romania's membership bid in OECD. Second point in our bilateral relations that I wanted to underscore is our gratitude for the support that you are extending to our minority living here in Romania. Those are people which are vivid and living ties between Slovakia. Those are loyal citizens, but you are a government which can serve as a really
positive example for many in the region of a identity, cultural identity of a minority should be promoted. Thank you for that. Economic cooperation figures have been mentioned, more than 3 billion trade turnout between Romania and Slovakia. You are the most important partner in Southeast Europe for Slovakia, but there are other opportunities which we would like to explore going beyond the traditional economic cooperation. We have a very vibrant startup environment in the area of digital innovation. Let's get those entrepreneurs together. The best thing how we demonstrate good relationship, we help create jobs on both sides. So that's very good. Two, we have started our conversation and we will continue over lunch with my colleague discussing important international issues. Indeed, I consider a very important that we will have an extensive debate about the relationship between EU and Russia at the upcoming Foreign Affairs Council. It is long overdue that we not only reflect upon recent visit that was mentioned here, but we look from a strategic perspective what we as the European Union want to do in order to have relationship with Russia, which, whether we like it or not, has experienced a negative developments over recent years. Two, I want to say that I don't think that European Union can be in a way blamed for wanting a confrontation with Russia. No, we are responding to the actions that unfortunately have contributed, actions of Russia that have contributed in recent years to the worsening of this situation. Here, a name we have in mind, their annexation of Crimea and actions in the east of Ukraine. I'm looking forward to having an exchange about transatlantic relations. Indeed, Romania and Slovakia, we are staunch supporters of transatlantic relations. I do see a positive momentum coming now with the new American administration, but we need to strengthen dialogue. We need to, on European side, identify the areas where we can strengthen transatlantic relations and make it fit for the future. Last but not least, I want to mention the European agenda, and here specifically our interest in exchanging our views, how we will participate in the Conference on the Future of Europe. It should have been launched already, but I think now it is announced for May 9 that should be opened, because this debate is also long overdue. We've promised, I remind us all, in 2016, right after the British referendum, that we will come up with an offer to our citizens, an offer how we believe the European Union should look like in the future. We cannot further postpone that that debate. I'm looking forward to continuing our discussion, our cooperation. I'm inviting my colleague and friend Bogdan to visit Slovakia. I hope that not a very distant future, but pandemia will be overcome soon, I'm certain. Thank you. Ministers, thank you for your statements. Doamnelor și domnilor, declarațiile de presă s-au încheiat. Vă mulțumim pentru prezență.